Miliardarul american George Soros a atenționat faptul că civilizația ar putea să nu supraviețuiască războiului din Ucraina. În același timp, controversatul filantrop apreciază că Europa ar putea fi într-o poziție mai puternică decât crede în ceea ce privește gazul rusesc. Invazia a fost poate începutul celui de-al treilea război mondial și civilizația noastră poate să nu-i supraviețuiască, a declarat George Soros într-un discurs susținut în cadrul unui din nou pe care el îl organizează în mod tradițional la Davos, în marja reuniunii Forumului Economic Mondial. Cel mai bun și singurul mod de a ne proteja civilizația este de a-l învinge pe Putin cât mai repede posibil, a insistat Soros, citat de AFP, potrivit Ager Press. Una dintre armele utilizate de țările occidentale constă într-o serie întreagă de sancțiuni economice împotriva Moscovei. Uniunea Europeană are însă probleme în a se pune de acord asupra ultimului pachetă de măsuri pentru că unele țări membre sunt foarte dependente de hidrocarburile rusești pentru aprovizionarea lor în energie și sunt reticente în a adopta noi sancțiuni. Eu cred că Putin este foarte inteligent și într-un fel îi dictează Europei, amenințând cu tăierea gazului, însă în realitate dosarul lui este mai puțin solid decât crede el, a declarat George Soros.